Oamenilor, începe minunata emisiune Seară Bună, dragi români! Bună seara, bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit cu drag și cu bucurie la Seară Bună, dragi români! Bună seara! Avem în această seară o ediție specială, pentru că am pregătit multe, multe surprize, pentru că deja anul a început, noi am zis așa, domnule, dacă este miercuri, și mai avem puține zile și se apropie weekendul, ce să facem noi? Păi, foarte simplu. Ne-am gândit la o ediție specială, cu oamenii invitați pe Sprânceană și, bineînțeles, și cu spectatori. Avem spectatori? Da! Și mai spun încă o dată bună seara! Ne bucurăm foarte, foarte mult pentru că sunt mulți iubitori de folclor și ne demonstrează de fiecare dată iubirea lor cum? Prin cântec, prin faptul că ne trimit multe, multe mesaje, prin faptul că ne dau foarte multe like-uri. Dumneavoastră aveți Facebook? Cine are Facebook? Mâna sus, mâna sus, ia! Așa, și acolo? Ce, Silvana, tu de ce râzi? Și tu ai? Da, 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 suntem prietene, da, 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 bineînțeles. O să vorbim și cu Silvana. Dar, până atunci, vedeți și dumneavoastră că Nicușor nu este în această seară, dar nu vă speriați, decât astăzi nu este, de mâine acolo va veni. În această seară vine un om minunat, care de fiecare dată, în fiecare săptămână, fiecare miercuri, va fi colegul meu, coprezentatorul meu. De cine credeți că este vorba? Despre cine credeți? Ia, cine știe? Cine știe? Cine? Ioana Lungulese, păi să-l aplaudăm și să-l primim așa cum se cuvine. A venit cu mulți, mulți prieteni. Bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara, dragii mei. Bine, ne-am găsit, Adriana. Da, da, ce cu orchestra? Ce cu... Mi-am adus băieții să-mi cânte aici, Adriana, da? Pentru că dacă suntem la o emisiune frumoasă și oamenii sunt frumoși. Dacă oamenii sunt frumoși, sunt și voi, așa nu-i așa? Păi, pentru început, ia să vedem ce ne cântă orchestra. Ia să vedem. Puțin un pic de live mai în față toată lumea. Haideți, mai în față. Ca la petrecere. Hai să petrecem ceva. Măcar un marș din ăla dați-mi și voi. Hai. Păi, fii atent, Ion. Yeah. În primul rând îți urez bun venit în echipa noastră. În al doilea rând, dacă tu ai făcut acest marș, eu zic să chemăm prietenii care stau în spate, nu? Au venit alături de noi și e păcat, domnule, să nu-i vadă lumea, să nu-i vadă telespectatorii. Sunteți de acord cu mine? Da. Îi primim cu aplauze? Bine! Adria Șerban, Costi Răducea, Elena Cuculici, Mari și Nicolae, Mari, Nicolae și Cosmin. Bineînțeles, vine alături colega de noi și Gabi Capotă, Mari Codrea, Elena Nicolae, Gabi și Gabriela de la Vălinii de Munte. Așa, foarte bine. Aurel Moga este în această seară alături de noi. Nicoleta Șuțu, Aurelia Răceanu, Daniela Grecu, Maia Marina Nițu. Haideți, veniți, vă rog frumos, frumos și vreau să-i și aplaudăm, vă rog frumos, pentru că merită. V-am pregătit în această seară o ediție specială. Da, mai în față, Gabi, te rog frumos. Așa, Sorin de la Balș. Avem pe Viorica Bătan, Florentina Voicu, Florin Grigore, Ion trebuie să apară și el, așa? Este în această seară alături de noi. Silvana Râciu. Silvana, Silvana care de fiecare dată ne vorbește. Silvana, mai târziu voi vorbi cu tine de Facebook, da? Și tu. Așa. Mai departe, ia să vedem. Marian Toma. Laura Bondari, Ioana Porumbescu. Sigur, avem Mariana Birică. Da, 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 prietena noastră de suflet. Și aceștia sunt toți pentru că... Pentru că mai vin, trebuie să mai vin, sunt pe drum foarte mulți interpreți și vreau să vă spun, dragii mei, că astă seară va fi o petrecere așa cum n-ați mai văzut la, pe nicăieri, da? Păi, la dumneavoastră acasă. Păi dacă zice Ioana Lungulese, vreau să-l aplaudăm încă o dată. Ioan, vreau să nu ai emoții în această seară, pentru că știu că și la altă televiziune tu ai prezentat o altă emisiune foarte frumoasă și vreau să fim o echipă în forță, da? În fiecare miercuri, așa cum am spus și telespectatorilor noștri. Este ceea ce ne dorim, da? De altfel, să facem show, un show muzical, o emisiune de divertisment muzical, așadar nu ne rămâne decât să cântăm, să petrecem, să dansăm, să jucăm. O emisiune de calitate, spun eu, și știu că tu ai pregătit multe, multe surprize. Și dacă spun multe surprize, te rog frumos să fugi repede să-mi aduci surprizele, diplomele. Pentru asta o să chem alături de mine pe Mariana Birică, pentru că va fi responsabilă cu tot ceea ce scrie acolo. Asistenta noastră, nu? Sigur că da. Aplaudați-o pe Mariana Birică, vă rog frumos, ia uitați ce frumoasă este. Da? Bună seara, draga noastră! Bine ai venit! Bună seara! Bine v-am găsit și acești minunați spectatori, care unii din ei mai cunosc
Și mă bucur că sunt alături de noi, să fim aplaudați aici în direct. La scenă deschisă. Dacă de acasă nu-i auzim când ne aplaudă. Să știți, da, dragii mei, să știi, Adriana, că Nicoleta Șuțu ne va ajuta întotdeauna. Eu am zis că o să o numesc redactora emisiunii pentru că se va ocupa de tot ceea ce înseamnă promovare pe Facebook și pe toate celelalte rețele de socializare. O salutăm și noi pe Nicoleta, o pupăm, o vedem puțin și mai să vină, să vină să o ajute pe Mariana să împartă diplomele, pentru ca noi să nu pierdem foarte mult timp, mi-am propus ca fetele să împartă diplomele, eu să-i felicit pentru prezența în emisiune pe toți prietenii mei și ai dumneavoastră, dragi telespectatori, în timpul acesta, sigur că da, ne vom distra și vom asculta muzică. Vom asculta o muzică de calitate. Primul care va sparge gheața în această seară este vorba de Adria Șerban, da? Chemăm. Așadar, dragii mei, în aplauzele dumneavoastră. Adria, prima, de fapt. Adria, bună seara. Mai în față, Adria, te rog frumos să te vadă lumea cât ești de frumoasă. Hai, dă-i tu microfonul. Adria, un microfon frumos pentru fata. Vreau să arăt și diploma la cameră pentru ca telespectatorii să poată vedea diploma. Acestea vor fi diplome oferite tuturor participanților, da, la emisiune și, bineînțeles, conducătorii grupului pe care întotdeauna o să-i avem aici în sală. Vreau să, ca de data aceasta, noi, interpreții, să aplaudăm publicul spectator din sală. Vă rog să-i aplaudați. Da, bineînțeles, un public frumos, un public minunat. Draga mea, Adria, eu spun bine ai revenit. Ai o voce superbă, o voce minunată și de aceea am insistat la Ioana Lungulesi să fie în această seară prezentă, tu și Fiesta Band. Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur într-adevăr să vă regăsesc în acest platou. Vă mulțumesc și pentru diploma, să o să o pun la cum loc de onoare, cum acolo unde, și are, unde am eu toate celelalte diplome și cum alte. Să ne bucurăm, okay. Ne cânți puțin? Ceva frumos? Un pic, da? De tot, doar un picuț. Da, doar un picuț. Aș vrea să cânt puțin mai mult, dar... Atunci să ne cânte Adria Șerban. Let's
Mulțumim, draga noastră, Adria. Mulțumesc. Să știi că îți meriți din plin diploma aceasta. Și te mai așteptăm cu mare, mare drag. Cu mare plăcere. Mulțumim încă o dată. Da, ai văzut? Să... Da, vreau, vreau să spun că dacă este un început frumos și cu o fată frumoasă, trebuie să facem toate lucrurile frumoase în această seară și trebuie să chemăm foarte mulți prieteni lângă noi. Și să le dăm și diplome, sigur, nu? Da. Bine, vin alături de noi Costi Răducea, Elena Cuculici. Și bineînțeles trebuie să vină, Mariana Virica și cu Nicoleta Șuță să ne ajute să împărțim repede așa diplomele, pentru că timpul este foarte scurt. Colega noastră dragă, Mari Nicolae, și viitorul soț, da? Soț, zic bine, soțul, da. Soțul deja, copil, Cosmin și copilul, dar copilul avea un ceva pentru mine. Unde este cadoul pentru mine? Mari, repede, floarea. Mari. Nu, se floarea. Spune. Nu, nu se spune. Ia să vedem. Așa, surprindere. El a venit, știi că așa am promis când vom veni pentru prima el oară să la tine. Floare, îmi pare rău. Pare rău. O să-ți aducă și acest buchet. Va, iubirea mea, mulțumesc. Poți să te pup? Da. Nu vrei? Ei, dă-i pup. Cumva, dacă el e un pupăcios. Gata. I-am lăsat și ruși. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Bună seara tuturor și celor de acasă. Uite că în sfârșit am ajuns și la tine în emisiune. Știi că de multe ori am insistat să vii. Asta hai, la insistențele tale, da, da, și îți mulțumesc. Și la insistențele, da, domnului Alungulese, și mulțumesc pe această cale. Și uite că n-am venit singură, am venit, bineînțeles, alături de soțul meu și, bineînțeles, de micuțul, pentru că eu Mezinul, nu plec nicăieri fără el. Eu vreau să mai vină pe lume și alți micuți, nu doar o el. O să mai vină, da, stai așa. Mai luăm o mică o pauză și după aia. Bun, hai să mai chemăm alături de noi și pe mama ta, pe Elena Nicolae, da, care este alături de noi, Maria Codrea, Gabi Capotă. Gabi, bună seara! Vreau să-i și aplaudăm, vă rog mult de tot, pentru că merită. Unii sunt pentru prima dată, alții au mai fost la noi, nu-i așa? Bună seara, bună seara. Foarte multă lume. Mulțumesc. Este nouă, publicul este nou, dragi telespectatori, dumneavoastră acolo acasă știți că foarte multe lucruri noi se desfășoară puțin mai anevoios, dar aici totul va fi frumos, mai ales că avem un public minunat care va aplauda de fiecare dată, fiecare interpret, fiecare participant. Și dacă am spus ceva nou, și Aurel Moga este pentru prima dată la noi la Etno TV, am dreptate, Aurel? Așa bună este. Seara, vin alături de noi, vin în față. Uite, și ia-ți diploma, vreau un microfon de acolo. Gabi. Da. Mulțumesc frumos, este într-adevăr pentru prima oară și sper că nu ultima, și este onoare pentru mine că sunt alături de voi în această seară minunată. Ne bucură, umbli mereu, umbli prin state, umbli pe urmă. Canada mai mult, în ultima vreme, acolo mă iubesc românii stabiliți acolo și la noaptea dintre ani, cea mai frumoasă noapte, eu le cânt și românii știu să petreacă. Dar vreau să te întreb, românii din America sau din Canada sau de unde ai mai fost tu, urmăresc Etno TV? Ca o mică paranteză, vreau să spun că Etno TV se află pe primele locuri. Da? Chiar pentru că voi aduceți un gram din sufletul românesc, melodiile pe care le folosiți voi sunt aproape de ei. Ne bucurăm, ne bucurăm să auzim asta. I-am spus că o să-l întreb ceva despre Fata Morgană, chiar dacă discutăm ce-i cu Fata Morgană și ce-i cu... Deci melodia mea aparține și a făcut parte din coloana sonoră a filmului Fata Morgana. În această seară o să o cânt pentru toți îndrăgostiții sub formă de remix. Deci un remix Fata Morgana pentru toți îndrăgostiții din care ne urmăresc în această viitoare seară. Data viitoare să ne povestești mai mult. Și Nicoleta Șuțu este alături de noi. Nicoleta. Nicoleta, ajutorul nostru din această seară. Îți mulțumim. Bună încă o dată, și... Nicoleta. Avem o diplomă, da, mulțumesc pentru frumos. Bun. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara publicului spectator și telespectator. Vreau să îi urez domnului Alungulese Ioan mult succes și felicitări pentru întregii emisiuni și echipe, bineînțeles. Bineînțeles. Să mergem repede și mai departe. Elena, bună seara, bine ai venit. Bine ai revenit. Bună seara și bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de minunații invitați și, bineînțeles, nu în ultimul rând, de colegii mei de la Fiesta Band, Costi Răducea, Adria Șerban și ceilalți colegi instrumentiști. Da. Și sperăm ca și de această dată să vă încântăm sufletele cu piesele noastre. Cu mare drag. Bună seara! Bună seara! Și eu mă bucur foarte mult să mă aflu aici pentru a doua oară și, bineînțeles, prima oară în acest an. Așa. Este o plăcere, vreau să vă mulțumesc, este o surpriză plăcută pentru mine. Și ca să nu mai vorbim foarte mult, vreau să spun că colega mea a cântat o melodie lentă foarte frumoasă, sensibilă, și aș vrea să vă energizez un pic. Bun, dacă sunteți de acord. Gabi Capotă!
Bună seara! Gabi. Bună seara și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră din nou. Și îmi place ce ați făcut aici, foarte frumos. Ați modificat studioul. Ideea domnului Ioan Alungulesei. Ți-am spus că va fi ceva nou, da, și ceva frumos. Da, foarte frumos. Felicitări, domnul Ioan, pentru modificare. Mulțumesc, vreau să vii cât mai des în emisiune. Vreau să spun și eu telespectatorilor că mă bucur din suflet să-mi revăd foști colegi din Liceul de Muzică din Lipati, care astăzi sunt pe micul ecran și vă pup și la mulți ani dacă nu ne-am văzut. Bine, și... Gabi, mulțumim, mulțumim mult. Mai departe, cine n-a mai vorbit? Hai să luăm așa, cine mai doamna vrea, Elena, cine mai dă. Doamna Elena, ați mai vorbit? N-ați vorbit. Bună seara. Ca de obicei, emoționată. Da. Vă mulțumesc pentru... Mai mare emoții că sunt aici. Da. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru frumoasa diplomă. Mulțumesc. Să le păstrați pentru că veți avea nevoie de ele, vă spun. Da, da, da. Să le puneți la loc de cinste. Exact. Maria. Mai departe, Maria. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație, vreau să salut pe toată lumea, sunt pentru prima dată aici în platoul la dumneavoastră. Vă place? Da, îmi place foarte mult. Ne bucurăm. Și vă felicit pe toată, pe întreaga echipă Etno TV, faceți lucruri foarte frumoase, este cea mai bună televiziune după mine. Mulțumim de suflet. Aplauze, dragii mei, așa este. Și vreau să... Le urez la tuturor telespectatorilor și să-i salut pe părinții mei de acasă și familia mea. Să le spun că îi iubesc mult de tot și pe toată lumea. Un gând bun pentru toată lumea. Maria, și mulțumim. Pentru dumneavoastră. Mulțumim din suflet. Trecem la cântat, ca sigur să fie că mai da. Bine, cu Costi Răducea. Un aplauzele dumneavoastră. Baby, what I say? Here come Johnny singing, I got a woman down in the town is trying to make it pay. He got an action, he got a motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning on the night and timing into the day. He do the song about the sweet loving woman. He do the song about the night. He do the walk. He do the walk of life. Yeah. Here come Johnny and tell you the story. Hand me down my walking shoes. Here come Johnny with the power and the glory. Bad be the talking blues. He got an action, he got a motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, soaring down the night and timing into the day. He do the song about a sweet loving woman. He do the song about the night. He do the walk. He do the walk of life. He do the walk of life. For the money, two for the show. Three, get ready, now go, go, go. But don't you stand on my bruising shoes. Well, you can do anything, lay off of my bruising shoes. Well, if you knock me down, step on my face, slam on my name all over the place. Well, do anything that you want you do. But ooh, ooh, I need lay off of my shoes. But don't you stand on my bruising shoes. But you can do anything, but they offer my blues and shoes. But if you burn my house, steal my car, bring my liquor from another jar. But do anything that you want you do, but I need it all for my shoes. But don't you step on my blues and shoes. Well, you can do anything but it all for my blues and shoes.
for the money, for the show. When you get the rain, now go, go, go. But don't you step on my blue swing shoes. But if you know anything, lay off of my blue swing shoes. But it's a blue, blue, blue swing shoes. Blue, blue, blue swing shoes. Blue, blue, blue swing shoes.